Ședința Consiliului Local de astăzi este alocată pe dispoziția plenară Comunei Iasău, numărul 268, din 17 octombrie 2023. Ați avut trimise procesele verbale ale ședinței lunare de luna septembrie, pe data 28. Pentru început vă rugăm aprova acest proces verbal sau a ieșitul de timp. Supuneți preaprobare și simile pe dendro. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local din 24 noiembrie 2023, convocată de domnul primar Emilian Budată. Avem 5 proiecte pe ordine de zi și o modificare ordinii de zi. Voi da citire primului proiect. Proiectul numărul 1. Proiect HCLR din numărul 61 din 17-10-2023, privind alegerea președintelui de ședință. Proiectul numărul 2. Proiect HCLR din numărul 62 din 17-10, privind numirea unei comisii de control al suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al Comunei Iasău, în suprafață de 354 hectare, închiriate de către Cooperativa Agricolă Agricom Iasău. Proiectul numărul 3. Proiect HCLR numărul 63 din 17-10, privind acordarea unui mandat în adunarea generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică în vederea existării votului Consiliului Local Comunea Său. Proiectul numărul 4, proiect privind votarea Consiliului Local numărul 64 din 17-2023, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiectul numărul 5, proiect HCL numărul 65 din 17-10, privind completarea HCL 85 din 28 septembrie 2023, aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadrului de repartizare a terenurilor atribuite în baza legii 15/2003 de publicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe, proprietate personală și a criteriilor suplimentare de selecție a solicitanților de loturi pe teren pentru construit de locuințe. La modificare de ordine de zi, proiect HCR, numărul 66 din 23-10, privind oportunitatea concesionării prin licitația unui imobil teren de suprafață de 800 de metri pătrați, situat în Comuna Iasău, Sata Iasău, strada Chinerului. Supunem la vot ordinea de zi, cine este pentru? Numărul 61 din 17-10-2023, privind alegerea președintelui de ședință. Comisia are avizii favorabile. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 2. Proiect HCR numărul 62 din 17-10-2023, privind... Proiect HCR numărul 67-10, privind numirea unei comisii de control a suprafețelor de pășune aflate în domeniul privat al Comunei Iasău, în suprafață de 354 hectare, închiriate de către Cooperativa Agricolă Agricom Iasău. Trebuia să numiți 2 consilieri locali, deci... Da, numiți acolo. Păi, dar la care? Nu este un proiect la care se numesc 2 consilieri locali? 3. 1 cu 3. Deci, pe șapte de aici, vreau un idee. Vreau un legat de ceva tehnic, cred că. Închiriere sau concesionare? La Agricom. Suprafața de 354 hectare închiriate către Cooperativa Agricolă Agricom. Nu-i concesiune? Ba da. Păi și aici peste tot apare închiriere. Una e închirierea și alta e concesiune. Cu formularea. Da, pe asta vreau să zic. Poate ar trebui să fim atenți. Una e închirierea și alta e concesiunea. Este contractul, este și contractul. Formula de. Da, da, da. Atât. Da, deci închiriere și concesiune. Deci ați propus noi consilieri, domnul Bobeică și doamna Pădoagă? Nu, acolo e la celălalt proiect, cu legea ce și pe care. Ai propunerea mea? Da. Să... Am propus eu. Cum ai propus? Da, am propus eu. La comisie. La comisie, la juridic? La învățământ. La postură.
aveți voi pe cu... Da, cu Jocamaru, deci mai trebuie... Nu, doi. Doi. Deci doi și trei, da. Trei. Da, domnul cu Jocamaru și domnul Gherazi. Doi. Trei la cealaltă. Trei la cealaltă. Păi s-o pune la oricine este pentru cu numele... Dar de ce nu? Cum? Da. Dar și să la un altul. Ce nu? Nu știm celălalt informație. La Pădelele. Eu am plătat și o funere în ele, acum fiind pare... Are altcineva altă propunere? Păi da. Zici, Costel, vedeți? Asta a fost la... Dar nu, nu știu, este... La locul. Ia tu. Da, da. Nu vrei? Da. Nu vrei? Nu mi-e indiferent. A zis, poate, dacă a spus domnul primar că să fie... Dar dacă sunt propuneri de seama, să arăși? Da, da, dacă nu sunt dacă propuneri. Să vă rog, dacă v-a considerat pe rog, mă vizionare. Să-i primul de pace. Să... Spuneam tot. Nu sunt, nu sunt, nu sunt, dar propuneri, să pune la vot. Consideră că are propuneri, și de care e vrut. Împotriva, abține. Proiectul numărul 3, proiect HCL numărul 16/17/2023, privind acordarea unui mandat în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare de Comunitare, ADIM, în vederea revizării votului Consiliul Local al Comunei Asăr. Am zis că propun domnul primar, nu? Da, domnul primar este... Îi propun domnul primar. Deci mâine trebuie să fim din votul. Deci, vreau să veți reprezenta Consiliul Local cu vot la adunarea generală a acționarilor. Dacă vrea să ne zi, nu cine este pentru? Domnul primar. Împotriva, abțineri. Proiectul numărul 3. Proiect HCL numărul 64/17/10 pentru rectificarea bugetului de urși și cheltuieli pentru anul 2023. Așa. Întrebări ceva? Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Proiectul numărul 5. Proiect HCL numărul 65/17/2000 privind completarea HCL 85/28/2023, aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodei cadru de repartizare terenurilor atribuite în baza legii 5/2003. Republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe pe drepturi personale și a criteriilor suplimentare de servicii a solicitanților de loc de teren pentru construirea locuințe. Deci comisiile odată avizii favorabile, au numit doi consilieri, dar trebuie să trec. Discuție ceva? Deci domnul Cosmi, Cojocaru Macadam și domnul Obeiu Claudiu și trebuie să trec consilieri. Nu, eu l-am propus pe domnul Claudiu și doamna Botulacă. Am scris și numele meu Cojocaru Macadam, îl propune pe Obeiu Claudiu și pe doamna Botulacă. Așa, da. Da. Aș vrea voi al treilea să trebuie. Al treilea nu mai trebuie, nu, propus. Păi, propus. Deci, comisia a fost luat de 5 mese și prin dispoziția primarului se mai numesc noi din cadrul aparatului. Mi-a dorit. Deci trei consilieri și doi funcționari, dar va fi ulterior revis dispoziția pentru cei doi funcționari. Și mi-a dorit. Recide, da. Da, mă, dar îți propun și din partea. Nu, pe asta, de asta zic, am... Dar cu zilele e multă cealaltă. La publicul ăștia ne vorbim. Nu, mulțumesc. Nu se acționă. De ce să nu fie, da? Domnul Pui. Domnul Pui, că fasă. Voi la parte de mai mult. Voi, pe tine. De poate, că ești singur la parte și să fie... Da, voi să vede. Cinci. Ia și o funcție. Nu am tine. Păi și o am tine. Preocupat. Ia să pune a doi ăla. E paizvan de voi să fie. Nu trece. Se pune la voi. Fie care-i pat. Paizvan de voi să fie. Dar ce trece? Nu, da, nu, nu accept. Deci nu acceptăm ca să...
Dați voie să fiu rău. Nu acceptăm ca să nu am responsabilități. Cam așa, cum văd eu. Păi de ce să nu acceptăm? Păi nici responsabilitate. E vorba de responsabilitate, dar nu acceptăm ca să nu avem responsabilități. Păi cam asta e... Ați promis asta în campanie electorală, facem de în față. Ce să mai? Deci să rezolvăm lucrarea asta. Care e asta? Despre proiectul în discuție. Păi dar spuneți ca să înțeleagă, să fie vă părinte, că oamenii ce știi ce am promis în campanie și nu... Că se rezolvă treaba cu concesiuni, cu închirieri, da, de concesiuni și de... Da, și vă vom rezolva când vom avea cadastru sistematic... Așa trebuie să încerce, uite așa trebuie să încerce. Nu o să facem iar... Păi dar ce nu se rezolvă astea? Pentru ce să vă acceptăm? De mea, nu, dar nu vă sumați, dar de ce nu vreți să faci parte? Vorba să spuneam ceva aici, legea prin care s-a făcut gratuit teren și comisia trebuie să identifice terenul. Dar cum? Legea care dă terenul. Știi, știi, știi. Comisia trebuie să identifice terenul, să vedem terenul, să identificăm terenul care potențial de teren. Vedeți, nu poate, nu poate de funcționare în primărie, să păi da, aici doi funcționari din primărie, aceia îi numesc... Nu, trei am zis. Să fie din primărie, trei din primărie, știi tot ce înseamnă? Nu, trei domnul Vici, domnul Vici și poate... Și restul consilier ca să... Domnul Vici, care vreți să... Domnul Țuțu, nu mă accept. Trei domnul Țuțu. Și da. Să stăm trei ori, să stăm în... Nu, dacă avea cele hectare din terenuri, da. Dar terenurile astea... care le avem puțini și așa, trebuie să le căutăm o utilitate. La, am discutat înainte de a veni. Avem solicitări pentru teren pentru agricultură. Păi noi n-avem teren. V-am mai spus speța cu ăștia de la Habitat. Am putea să oferim teren Habitatului să facă casă la tineri ăștia, da, căsătorii. De unde să le dăm? Că noi nu avem. Păi dar ce facem? Cultivăm două... straturi din morcov pe el, nu o să-i cultivă. Ați văzut problema, au fost... Lasă așa. Dar am discutat la legea. Dar scrie și în lege. Când a fost? La primărie. Da. Are la dispoziție. Dar vă rog să nu scoateți castanele din focul mâna mea. Dar nu trece de acela proiect. Acum vorbim totuși despre altceva. Ați văzut că se poate să trece mai departe. Câte tevaturi s-au făcut pentru focul ăla de joacă de la strază. Că nu, că am un interes. Nu, n-am avut niciun interes. Uite, chiar s-a făcut ceva frumos. Mai avem și de la deal și de la mare locul ăla de joacă. Avem în muncă sau terenuri care ne ținem efectiv ca să facem o schinare de otavă pe ele de luțeană. Păi nu cred că alea se poate pune. Și asta, până la urmă, mi-o asum. Și oricum, metodologia care am aprobat-o noi, luna trecută, spunea destul de clar că prioritatea sunt proiectele locale, desfășurate la nivel local și, pe urmă, celelalte proiecte individuale. Da, și mai ia domnul Paisman. O să mă atest totul dacă e nevoie. Atribuire gratuită. La faptul meu. O să zăbăcit. Deci a fost el la proiectul numărul 5, la completarea regulamentului de data trecută, pentru că data trecută n-am votat cei trei consilieri care au trebuit să facă parte din comisii. S-a propus astăzi pe consilieri, care sunt cei trei? Al treilea a fost propus domnul Tudor. Eu, cine este pentru? Trecem la vot, cine este pentru? Și acum suntem la concesionare. Cum la modificare o ordine de zi? Proiect HCL numărul 66 din 2023, privind oportunitatea concesionării prin licitația unui imobil, teren în suprafață de 800 de metri pătrați, situat în comuna Său, sata Său, strada Chinetului. A întrebat omul la urbanist, dar pentru cine? Este o cerere? Cluavă, da, au făcut de pe o doamnă cerere, cluavă, mama, tata și în continuare vor să... Și urbanismul ce o zis? Care e statutul juridic al terenului? Încă nu l-avem cadastrat, încă nu l-avem... Păi nu, dar el ce formă? Este concesionat, închiriat, plătește cineva concesiune, închirie... Nu, 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 ce nu se apunează. Păi și atunci ar trebui retrase pe ordinea de zi, că nu are... El are dispoziția. Are active necesare. Cum se retrase pe ordinea de zi? Proiectul trebuie să oportunitatea. Păi nu, astăzi se votează oportunitatea, dar credeți că e oportun ca să cheltuim bani, să facem repede cadastru sau așteptăm și așa trebuie să fie cadastru. Și suntem la... Așteptăm să facă cadastru. Dar să fie gratuit, noi am spus. Suntem și părerea dumneavoastră. Tot aceeași părere avem și noi, că nu... Dacă așteptăm să putea fi de altă părere, e de bine.
Și după aceea să vedem și terenul acolo, și să încadrăm, pentru ce putem folosi. Să vedem oportunitatea. Eu aș vrea tot, dacă vrea să fie ceva, să zici că vrea să investească, trebuia să vină un plan de afaceri, trebuia să vină ceva. Efectiv, un mic o cerere și cu gestionăm teren, da? Să nu iau, să nu iau, să nu iau. Noi lucrăm la un proiect acum pentru panou fotovoltaic. Nu avem unii buni, nu poți să pui pe alba său, acolo e umbră, nu poți să pui decât în zona asta, de centru, de lungă, de poți să faci. Nu avem terenuri care să preteze, că trebuie să ne punem niște criterii, acolo niște condiții, să fie aproape de linia de curent, să aibă acces. Da. Așa, să aibă toate criteriile și ce mai trebuie acolo. Am întâi de trebuie să fie om? Cristoa de toate ziua. Păi adonează primărie dacă ai. Dacă ai inimă bună. Cu ce energie la vedea? Vă da, l-am donat. Dacă se aprobă oportunitatea. Sau se respinge. Cine este pe acest lucru? A încheiat. Cine nu este pe acest lucru? Cine este pentru a încheia suprafața de 800 m2? Atenție, nu-i chirie. Văd că cele sunt concesiune, se adună concesiune, prin licitație. De oportunitate doar. Da, da. Cine este pentru? Pentru ce? Oportunitatea de a concesiona. Spune-ți să înțeleagă oamenii. Noi suntem de acord să-l concesionăm mâine. Da? Fără acum, nu suntem. Deci, atâta timp cât primăria nu are cadastru pe terenul respectiv, clar că vorbim doar de oportunitate, vorbim de ceva cu bani. Dar cine este pentru oportunitate? Împotrivă? Abține? Atunci, în momentul când gândeam că cine ar trebui să vină, cine vrea să facă, cine vrea să facă. Dar ca principiu, la nivel de comuna să, cred că ar trebui să așteptăm, așa cum am spus și în ședințele trecute, finalizarea cadastrării gratuite. Atunci o să avem un tabel concret cu suprafețele disponibile din domeniul public și privat și o să decidem dumneavoastră puțin local, în consecință, care suprafețe sunt oportune pentru chiriere, care sunt oportune pentru sigur că asta începe, să vedem ce pământ avem liber de sarcine. Ce pământ avem liber de sarcine atunci? Consiliul local decide asupra. Da, decide consiliul local. Primăria ne-a dat nevoie de el sau nu? Primăria ne pune la dispoziție documentația despre acel teren. Da. Asta trebuie să facem. Întâi trebuie să știm ce suprafețe de teren avem, ce sunt cu ele. Și mai departe, să vedem situația. Și poți să implementa proiectul la nivel local dacă n-ai un. Deci ne trebuie oportunități ca să putem să vedem suprafețe, ca să putem implementa proiectul la nivel local. Trecem la diverse, nu? La diverse. Deci poți. La diverse, dați-mi voie să încep eu. Ați văzut că acum am coborât din mașină cu doamnele, două doamne de la Agenția de Mediu Control, pe igienizarea comunei, pe curățenie, pe... Încă avem probleme grave, cu toate că asta facem toată ziua, facem curată în comună, cu puțini oameni care avem. Am pus la dispoziție utilajul din primărie, până la urmă. Chiar am fost și în curți la oameni și am tocat crengile, așa, tot nu vrem să ne civilizăm, da. Dar cred că creanga ar fi ultima problemă. Pe toate malurile din Părăi și peste tot e creangă, munți de creangă duse. Cu toate că aia se poate toca, când ne mai solicita cineva, este băiatul ăsta, Batavă, care curăță vornuri, mereu ne-a spus. Dom'le, dacă știți, el are și tocător și centrală pe pereți, bănuiesc. Da? E centrală cu timpul mâna și are foarte mult. Și-am dat adresa la foarte mulți care vor să toace creangă. Haideți, vă rog frumos, nu mai, și voi ca și consilieri, facem o campanie tot, băi, nu mai scoatem creanga, nu mai, ne amendează, mă amendează pe mine și până la urmă, dacă mă amendează pe mine, eu încerc și eu să amendez la rândul meu cetățenii, dar nu e normal, dar băi, nu mai zic. Normal să-i amendați. Băi, e normal să-i amendăm, dar foarte normal. De ce dacă avem condiții și putem să facem altceva cu creanga aia, de ce să ajungem să ne amendăm? Nu? Că putem să o reciclăm, să o tocăm și, da. Plastic foarte mult, saltele, pături, plapume,
Doamne ferește, doamne, dar trece mașina din gunoi pe la poartă, la toți. Cine a oprit cineva să nu scoate gunoiul la mașină? Îl duce pe malul apei sau pe râpă sau pe deal? Suntem normal la cap, dacă trece mașina, domnule, dacă n-ar fi să treacă mașina să ia gunoiul, da, da, domnule, n-am unul, da, ce să fac? Îl duc în mașina apei sau îl scoate în drum, îl luați, da? Dar așa trece mașina din gunoi. Chiar nu vrem să ne civilizăm în secolul ăsta 21. Avem probleme. Mâine continuă inspecția. Astăzi am fost doar ciobanul, straja și o parte din straja și ciobanul. În muncă, parte din muncă, da? Și mâine urmează să mergem și pe Abaseu, Cortiniș și restul centru Aseului. Da. În fiecare zonă unde am fost, în fiecare zonă, da. La pod, la straja, acolo, la intrare, ca să vă dau și zonele, exact. La intrare din spre Abeș, la capătul podului, acolo, gunoi, da. La fundul străjii, în Ravena aia, am zis, domnule, înțelegem, material de construcții, reziduri, de cărămidă, țigări, care se poate acoperi și... Dar, să vedeți ce e acolo. Se poate merge acolo să vadă ce e. Acolo la ciungi, la fel, am pus barieră acolo, ne-a smuls lacătul, ne-a stricat lacătul la barieră. Ce să facem? Doar dacă ne apucăm să construim un zid de beton, ca la Fâșer, da? Asta să nu mai putem trece pe malul apei, să intrăm acolo. Nu știu, ce putem face ca să nu mai ducem gunoaie. Camerele de filmat și amenzi. Nu poți să pui camerele, ți-ar trebui 2000 de camere de filmat, când 2000 de punct de gunoaie, sau să aducă gunoaie. Domnul primar, sunt locuri, gospodării care au ieșirea direct în apă. Exact. Și în spatele căsălui acei, deci ei amendă cu noșorul stat, așa i-a luat în spatele căsălui. Exemplu, că la Ciobănuș ne-am dus pe primarul ăsta, pe un subucul la Ciobănuș, și am trecut dincolo, către podul din fier. De aici, dar fără strângi, am trecut cu doamne pe acolo, ca să verifică zona asta. La casele alea care se acolo, deci au ieșiri la drumul național, de aici, de la pod, la strajă, până la podul acela, la strajă, acolo, nu știu la care e locuință, se poate vedea acolo gunoi adus din ei din grădină, aruncat în malul apă acolo, găliez plastică. Poți să-ți dau primar, mă rog, vă duceți să amendați. Dar nu mai poți să mai nege că nu-i gunoiului. Exact, nu poți să mai nege că nu-i gunoiului. Și nu-i apă, dar cu stoloc. Pe dealul Comăneștiului am amendat acum vreo 2-3 luni, pe un domn, acum iar a fost o dus iar gunoaie acolo la deal. Păi, de mie îmi dă flămiți. Cred că asta urmează să dăm amenzi de, nu știu, e o problemă mare pentru noi și ca sănătate și ca orice. A doua problemă, cred că ați văzut, deci s-a publicat la sfârșitul săptămânii trecute cu ursul pe drum. L-am anunțat pe domnul prefect. Din păcate nu o suna nimeni la 112, că asta e procedura. Prima dată trebuie să sună la 112. Cine l-a văzut? Și l-a văzut mai mulți cetățeni. Avem și filmare, dovadă care nu pot să mai tăgăduiască nimeni, că nu... Da. Dar am rugat pe doamna Marcea să mai citească încă o dată în ședință regulamentul. Bănuiesc că nu sunt informați cetățenii, dar totuși noi am făcut informări. Avem dovada pe Facebook, avem dovada la vizierul primăriei, anunțat de mai multe ori. Dom'le, trebuie anunțat, sunat la 112, să vină comisia, dacă Doamne ferește, la momentul ăla, când a intrat pe ulicioară și a ieșit copilul la grădiniță, era 7.32, dar cum, 7.32, sau un om, păi ursul ăla nu e de pe Transfăgărășanu care mănâncă hot dog și sandwich-uri. Ăsta e sălbatic și prima reacție a lui e să apere sau să se atace. Vă dați seama ce putea să se întâmple. Deci noi trebuie să fim conștienți, să anunțăm, să sunăm, să facem demersul. Eu am încercat să fac, dar dacă nu se sună la 112 ca să putem convoca comisiile, așa nu avem șanse de izbând. Și toată lumea, acum, nimeni nu își ia o responsabilitate. Responsabilitatea e primarului, până la urmă, e președintele comisiei și eu trebuie să hotărăsc. Dar cum să hotărăsc eu, după aia intru eu. Doamne, da. Vă scuzați. ONG-ul care răspunde de animale astea, că noi nu răspundem ca JVPS, adică nu ne dă nicio nimic, nicio marjă ca să
Să fie să răspundă domnule care e. Noi nu obligăm să îi îngrijăm, să le dăm în care. Nu știu, dar ei, nu știu dacă nu răspundiți, atâta timp noi avem un contract cu AGPPS. Eu nu știu ce poți să faci. 10 milioane bani vechi pe lună, cum ce să faceți? Să îi îndepărtați, să nu fie comună. Cum să îi îndepărtați? Păi puneți dumneavoastră. Dar știu cușa mai. Cum? Dar știu cușa mai. Nu-i bună cadă. Dumneavoastră știți, pentru ce atunci? Și atunci este la comisia, e foarte sunt primar de fața Consiliului. Domn primar, doctor veterinar, după aia vine AGPPS. Dați-mi voi două minute, să mai explicăm o dată cetățenilor, poate cetățeni mai mulți care privesc ședința din Consiliul Local decât cei care citesc anunțurile noastre de pe garduri sau pe pagina de Facebook. Trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne conformăm legislației actuale în ceea ce privește modul în care trebuie să tratăm atacurile de urs. Pe legislație avem doar două posibilități. Una, în care vezi ursul și atacă sau nu atacă, este în fața ta, tu atunci trebuie să suni la 112 și să transmiți locația exactă unde se află ursul ca să se poată întruni comisia, comisia alcătuită dintr-un membru ISU, medicul veterinar, primarul, că e cel mai aproape. Dar până nu se întrunește toată comisia formată din cei 5 membri, nu se poate pleca în acțiune, că doar nu o să plece domnul primar singur până vine cel la ISU acolo. Trebuie așteptată toată comisia. Este foarte probabil ca ursul între timp să se deplaseze de acolo și nu mai poți să faci nimic. Dar, prin simplu fapt că se apelează la 112, aceste apeluri sunt monitorizate, iar noi avem un registru în care constatăm prezența ursului în intravilan sau extravilan, depind de unde apare. Celălalt caz este când se constată că există pagube. Adică au venit în grădină și mi-au distrus livada, mi-au distrus stupii, mi-au omorât 3 miei. În astfel de condiții, cetățeanul păgubit trebuie să vină în termen de 24 de ore să transmită primăriei că a trecut ursul pe la el prin grădină și a provocat anumite pagube. Primăria, la rândul ei, are obligația să anunțe comisia care constată pagubele în termen de 48 de ore. Vine o comisie, se face un proces verbal, dacă animalele au fost crotaliate, se vor primi despăgubiri, dacă stupii au fost înregistrați la registrul agricol, la fel se primesc despăgubiri. Astea două sunt singurele modalități în care primăria poate să ajute cetățeanul în cazul în care este produce anumite pagube. Ce s-a vehiculat ieri, astăzi, săptămâna asta, pe internet, prin comună, faptul că primăria nu ia atitudine, este o falsă informație. Cine vrea și se poate documenta la sediul primăriei, cred că în anul 2021, la nivelul comunei Asău, a fost întocmit primul dosar de despăgubire. Până în anul 2021 nimeni n-a informat pe nimeni și n-a adus la cunoștința cetățenilor faptul că se pot primi despăgubiri atunci când atacă ursul sau lupul. Dacă cineva a venit și ne-a informat că a trecut ursul prin grădină și că n-a produs nicio pagubă, noi nu putem să chemăm comisia de constatare a pagubelor, că cei de la Direcția Agricolă nu vin degeaba și nici cei de la Garda Forestier. În schimb, pe noi ne ajută, că așa cum am spus, în acel registru trecem aceste sesizări, le transmitem către AGVPS și mai departe. Și anul acesta a apărut o nouă hotărâre HG3 pe 2023 și chiar zilele trecute am făcut o solicitare la AGVPS Bacău ca să întreprindă o acțiune de alungare. Mai mult pe legislație noi nu putem face. Cum spun, da, de alungare, AGVPS-ul, ăla nu de pe tineri și a dat izlaz. Uite, e baza la lungă în stradă. Sâmbătă la ora 16. Aici, în locul ăsta noastră. Am sunat pe domnul prefect, să-i aduc la cunoștință. Da. Deci nu, scribai, noi nici nu citim mesajele sau nu citim documentele, așa ne s-o transmis pe Facebook. Da. De cineva, noi nici nu citim mesajele. Noi am răspuns mereu, în timp util, tuturor solicitărilor și sesizărilor pe care le-am primis, dar trebuie să înțelegem că problema gravă în acest caz este legislația în vigoare, că nu este în concordanță cu realitatea. Chiar alaltă ieri am făcut niște cercetări, nu mă pricep în domeniul vânătorii, dar am citit faptul că un urs
are nevoie de aproximativ 60 de kilometri pătrați, o suprafață optimă pentru un habitat pentru un urs. Noi în comuna Său avem 307 km pătrați ca suprafață. Nu mai punem că avem și agricol și infravilan și extravilan. 307 împărțit la 60 de kilometri, comuna noastră ar suporta undeva la maxim 6 exemplare. Ei, dar noi în anul 2021, de când tot facem hârtii și reclamații, am primit o informare de la Agenția de Mediu, cum că în 2021 situația pe fondurile cinegetice cu privire la exemplarele de urs era următoarea. În Ciobănuș 49 de exemplare, în Nogea 7 exemplare și în Geamăna 15 exemplare. 71 de exemplare în toată comuna, în condițiile în care suprafața comunală poate suporta maxim 6 urși pentru habitat propice. Și atunci e clar că nu sunt relocați, nu sunt aduși, nu sunt de la Tomberon, cum se spune, sunt foarte mulți. Și asta în 2021. Și asta în 2021 cred că mai fă dată aici. Acum era un mur de față, vă spun, era un mur la 3.000 de hectare. Așa era pus. Acum am urs din metru pătrat, manager. Domnul Pio, voi în geog, dar ce vreți să le facem? Să le dați o hartă urșilor, să știi fiecare în experiment. Păi eu o vin pe hartă, o în GPS, o vin în poartă, la direcție, să vadă pisa la treabă. Poți să mai faci în continuare demersuri, inclusiv la minister? Poate obține și noi niște derogări, că am înțeles că pe anumite județe s-au obținut derogări ca să împuște 3, 4, 5 exemplare. Asta nu cred că rezolvă situația, în condițiile în care de la 6 exemplare noi avem sigur 80 astăzi. Am înțeles că eu nu vă fac rezervații, deci vorbim și la rezervații. Fiecare rezervație, la un contact unde e la poze cu presate, de rog, cu distrugere individuală. Da, am chemat comisie. Deci primăria face toate demersurile ca să, dar mai mult delimitare de ce putem face. Da. Și mai ales că nu suntem informați, că nu ți sună. Da. Poți să faci din capul tău ceva? Da, da, vreau să mai spun ceva vis-a-vis din marcajele care s-au aplicat acum pe DN. Acolo la Lung, la biserică, la Lung, s-a făcut trecerea aceea de pietoni. Acolo, dacă nu este semnalizată corespunzător, aceea trece de pietoni este foarte periculos. Așa este. Curbă de aici, curbă din partea cealaltă, care trece pe acolo, în potențial, omor. Trebuie pus niște indicatoare. Și... Nu, nu, am spus așa ca pentru viitor, să știi. Da, o să fie în de asfaltul meu, îmi zice că am înnebunit cu dar ce se întâmplă cu asfaltul de la Orea până la... Asta vreau să vă mai zic, încă o rugăminte mare la camionagii, la cei cu... și nu numai. Vă rog, nu mai calcați pe rigolele alea proaspăt turnate de beton. Băieții ăia muncesc acolo la capătul satului, și o trec camioane și se urcă pe rigola. Dar prostie așa, bădeie, nu lăsăm niște bolovan ceva. Păi asta le-am zis, au pus conuri, dar au zis că au găsit conuri de departe. Și se urcă niște conuri. O să fie acostament acolo. Trebuie să fie vreptare, dă-mi o leacă mai încet, metru, așa, eventual, dă-mi o leacă de o parte de pe care de rulare, să nu călcăm pe ei. Se poate călca, dar după ce se întâlnește de două. Niște radii, de ce am venit. Da, asta e proiectul, dar vă rog, asta să... Totuși este un drum comunal și nu este proiectat pentru trafic greu. Asta trebuie să înțelegem. Niciun finanțator nu aprobă ca eu pe apa său să pun stratul de asfalt de 20 ca pe autostradă. Proiectul este în concordanță cu niște normativi, cu legislație, este drum comunal. Drumul comunal, stasul lui, trebuie să respecte 15 de balastru, 15 de piatră spartă, 6 plus 4. Că acum nu este suficient pentru cei care transportă materialele los. Da, cum, materialele los. Eu am rugat în general, poate mai fi. Aia cu camioane. Dar drumul urs și trebuie farm acostamentul ăsta, cum n-am mai zis. De-a dorere. Matare, de ce nu ți-ai făcut casa de cât un bloc? Nu? Că n-ai avut bani. Așa au fost tasurile și astea normativele, de asta. Crezi că nu ne-am fi dorit să-l facem mult mai plat și mult mai autostradă. Și dar... cu ăsta de la Gorea, deja până la Bartea? Da, urmează să ne iasă autorizația de construcții și să începe și la astea lucrurile. Să semnă în contract. Să semnă în contract pe anii ăsta din. S-au ajuns acum pe Fabului, nu? Să lucrează pe Fabului. S
S-a asfaltat 1 mai, s-a asfaltat și 24 ianuarie. În lunca său le-am asfaltat-o de cu primul strat, cu binderul. Urmează să vină rigol și al doilea strat. Vă rog, înțelegere maximă și să nu mai fim atât de agitați și de, până la urmă, tot pentru noi facem. Nu facem pentru altcineva din comună. Dăm dovadă de respect, de civilizație în trafic, e într-adevăr, e mai îngust. Acum, până să vină rigole și cu acostamentul, dar deja am înțeles că ne roagă pe avopi în muncă să punem niște limitatori. Limitatori de viteză. S-a pus în marginea drumului niște balast. Da. Balastul ăla e mai sus decât asfaltul. E acostamentul, se lasă. Da, se lasă. Da. O am trecut cu compactorul, trebuie să mai treacă, dacă nu am terminat. Asta mai jos, nu pute asfaltul. Nu, cu marginea, nu știu masă. Dacă e mai jos, asfaltul mi-a slăzut, se duci greba. Trebuie să fie la nivelul asfaltului. Acostamentul. Dacă e mai jos, tu când te fură roata de aline și cu viteză, să te aruncă în mare. Alte probleme? Să discuți probleme? De probleme am ședințat ce să.